Hei! Eu sunt Stefania, tot de bine ați revenit pe canalul meu. Dragilor, astăzi vă eram datoare și cu varianta mai plăcută a clipului Stereotipuri din cărți. Deci, astăzi vom vorbi despre acele situații din cărți pe care le iubesc. Pentru că, nu știu dacă v-ați dat seama, dar acest gen de clip este foarte des întâlnit pe BookTube-ul internațional. Data trecută, când am vorbit despre stereotipuri din cărți pe care nu le suport și am devenit foarte pasională în timp ce vorbeam despre chestia asta, s-a înțeles de către unii dintre voi că încercam cu disperare să găsesc ceva despre care să vorbesc pe un ton mai neplăcut. Nu, asta este ideea clipului, de a discuta despre lucruri pe care nu le placi, ca mai apoi să discuți despre lucruri pe care le iubești. Așadar, astăzi o să fim focusați numai pe dragoste, pe lucruri pozitive, așa că haideți să începem. Primul stereotip sau, mă rog, prima situație pe care o iubesc și despre care v-am menționat de foarte multe ori, cărțile care își au acțiunea în orașe mici. Vine să strănu, nu știu ce se întâmplă. Spre exemplu, avem personaje care se întorc acasă într-un orășel după o perioadă foarte lungă în care n-au mai fost acolo, poate au lăsat niște secrete în urmă, au adus cu ei niște secrete, niște noi situații, oamenii de acolo sunt de obicei foarte colorați, au ceva tot timpul ieșit din comun, ne place chestia asta, sau situații în care personajele ajung într-un oraș mic, total necunoscut și trebuie să-și dea seama cum se petrec lucrurile acolo, să se adapteze la viața de oraș mic, unde toată lumea cunoaște pe toată lumea, unde oamenii sunt foarte curioși, poate unde li se pare anormal să ai o viață mai ascunsă sau e ceva neregulă cu tine dacă ești mai introvertit sau mai retras. Ador situațiile astea, ador să văd cum se adaptează personajele sau nu și care sunt particularitățile acelei zone, acelui oraș, care sunt cei mai cunoscuți oameni din oraș și tot așa. Ceea ce mă duce la următorul stereotip pe care îl ador sau la următoarea situație pe care o ador, personaje care au secrete, care au un trecut cel puțin dubios, care vin cu mult bagaj emoțional și care se poartă ca atare, mai ales atunci când observi că există ceva dubios la mijloc și îți dai seama din modul în care se poartă personajul respectiv și se creează așa foarte mult suspans pentru a ajunge să afli de ce este așa personajul, ce are de ascuns, cum i-a afectat modul de gândire, comportamentul și tot așa, pentru că în momentul în care afli spui: deci de-aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat și de-aia a reacționat cum a reacționat. Următoarea situație, vorbim despre acele cărți ale căror personaje se confruntă cu boli mentale. Adică aflăm despre multe lucruri, multe situații din astea psihologice despre care poate nu știam. Sau sunt psihopați sau sociopați. Ador să am personaje în cărți care sunt psihopate sau sociopate, pentru că este o zonă cu care nu ne întâlnim foarte des, mă rog, și sper că în realitate să nu ne întâlnim niciodată, dar în cărți e foarte interesant, mai ales atunci când autorul sau autoarea își alocă mult timp pentru cercetare și învață foarte bine despre ce este vorba, eventual chiar stau de vorbă cu o persoană avizată și ne creează un întreg concept asupra acelei condiții, să zicem, psihice. De altfel, îmi plac și personajele care au aceste condiții, să spunem, mai cunoscute, cu care ne confruntăm și noi în viața de zi cu zi. Îmi place să citesc despre persoanele care au anxietate, care au suferă de sindrom obsesiv-compulsiv, poate de autism, poate, nu știu, Tourette sau tot felul de lucruri de genul acesta, pentru că s-au integrat atât de mult în viețile noastre încât cred că este normal să aflăm din ce în ce mai multe despre ele, așa cum îmi place să aflu și despre alte situații de viață cu care ne confruntăm mai rar, pentru că cred că în cărți este un mediu destul de safe
să aflăm despre lucrurile astea și să discutăm despre lucrurile astea, fără să fie ca și cum arătăm pe cineva cu degetul că ar suferi de așa ceva. Nu, din contră, învățăm mai multe și intrăm în viața acelei persoane într-un mod mult mai intim, dar fără să o afecteze direct, pentru că este totuși un personaj fictiv. Revenind, a venit un curier. Ziceam că îmi place foarte, foarte tare atunci când în thrillere criminalul este un personaj activ. El există în viețile noastre, este sub nasul nostru, cum s-ar spune, dar noi nu realizăm neapărat chestia asta până la final și după ce se desfășoară acțiunea și aflăm din ce în ce mai multe detalii și aflăm că el sau ea a fost criminalul sau criminala, zice, mă, să știi că are logică, uite, dacă eram atent sau atentă la mai mult la detaliile pe care le-a prezentat autorul, pentru că știți că am discutat și chestia asta, că nu-mi place atunci când criminalul nu este menționat aproape niciodată sau nu apare sau nu este un personaj activ, pentru că nu ai de unde să te prinzi. Dar atunci când este activ și tot nu te-ai prins și cumva are logică la final și dacă o iei puțin de la capăt, vei realiza că da, uite, chiar așa este, era ciudat că a făcut chestia asta sau ar fi fost și mai ușor de înțeles, pentru că uite ce s-a întâmplat și așa. Îmi place foarte mult atunci când este criminalul sub nasul tău, dar tu nu realizezi până la final. Că toți suntem în zona aceasta cu de thrillere și de cărți polițiste, cu personaje din acestea care lucrează la cazuri, cum ar fi detectivi sau, mă rog, foști polițiști. Știți că nu-mi plac oamenii care dintr-o dată devin detectivi, deși în viața reală, nu știu, erau învățători sau profesori sau ceva de genul ăsta. Poate că uneori, dacă ești pus în situația asta, Doamne ferește, cu siguranță că îți poți dezvolta niște abilități. Îmi place atunci când detectivului nu este foarte ușor să găsească persoana care a făcut chestia asta. Pentru că, să fim serioși, în viața reală mai dăm cu toții greși. Nu ne iese totul așa mereu. Și atunci îmi place când chiar încearcă, atunci când strânge multe informații, când intervievează oamenii, deci ador interviurile astea cu suspecți sau cu oameni care au stat în proximitatea suspecților. Îmi place chestia asta, spre exemplu, la seria Cormoran Strike, regăsim foarte des chestia asta, pentru că Cormoran și Robin conduc foarte multe interviuri și se implică foarte mult, dar și foarte activ, adică se deplasează, trebuie să facă programări, să se vadă cu oamenii respectivi, pentru că nu-mi place când dintr-o dată toți oamenii sunt disponibili, așa că o să zic că îmi place atunci când nu sunt disponibili tot timpul și când au de așteptat. Între timp lucrez la altceva, adun foarte multe informații și le pui într-un final cap la cap. Ador chestia asta la cei atunci când află foarte repede, doar pentru că vine cineva cu trei dosare la ei și fac un vision board din ăla, se uită, nu știu ce, gata, am găsit. Să fim serioși. Următoarea situație pe care o iubesc este atunci când în cărți se vorbește despre prietenie, mai ales între femei. Știți că am mai purtat discuția asta, sunt convinsă că fiecare a avut cât o altă experiență de-a lungul vieții, eu cred în prietenia dintre femei și îmi place atunci când văd chestia asta, dar prietenia aceea reală, mai ales între femeile adulte, aceea în care cu siguranță că fiecare are foarte multe lucruri de făcut, fiecare are un job, are familie, poate unele au copii, e destul de greu să te vezi în fiecare zi cu prietenii tăi, uneori chiar și cu familia, așa că îmi place atunci când personajele își fac timp, atunci când își permit, dar care sunt foarte, foarte loiale. Ador loialitatea în general în viață și îmi place mult de tot să văd și chestia asta în cărți, pentru că de obicei suntem obișnuiți să vedem opusul, să vedem trădarea, să vedem minciuna, prefăcătoria. Nu, îmi place foarte mult să văd loialitatea, iubirea și tot așa. Și apropo de chestia asta, îmi place și iubesc mult de tot să văd în cărți relații funcționale. Este atât de greu să găsești o relație funcțională. Înțeleg, ne intrigă. Exact cum spuneam, să vedem trădarea, să vedem manipulatori și manipulatoare, să vedem persoane ascunse, interesate și tot așa. Dar
mai rar găsești oameni care se iubesc, indiferent de preferința sexuală. Vreau să văd cupluri care se iubesc, care se respectă, care dau un exemplu pozitiv către cititori. M-am săturat să văd numai sau să citesc numai chestii din astea despre cupluri disfuncționale. Nu, vreau să-i văd și pe cei care lucrează, care depun efort constant pentru relația lor, pentru că hai să fim serioși, altfel o relație nu funcționează. Trebuie constant, indiferent dacă ești împreună de un an sau de 30 de ani, trebuie să depui efort pentru relația respectivă. Efort și comunicare. Și vreau să se transmită mai des chestia asta în cărți, pentru că eu una iubesc să citesc despre așa ceva. Iubesc să văd că putem să împărtășim și lucruri pozitive dintr-o relație, nu doar disfuncționalitate, nu știu, abuz și tot felul de chestii de genul ăsta. Sigur, se întâmplă, dar hai să vedem și partea pozitivă uneori. Eu spun chestia asta în condițiile în care nu citesc prea mult romance. Sunt convinsă că dacă aș citi mai mult romance, aș ajunge și acolo, deși cu siguranță că sunt niște probleme din ce pot da eu seama, dar vreau în cărțile normale, nu neapărat în romance, pentru că în romance clar că se va discuta despre o relație, și în cărțile normale personaje cu relații funcționale, normale, frumoase, care bineînțeles că se confruntă și cu probleme, dar care doresc să rezolve acele situații, probleme. Următorul stereotip, ce să vedeți, am discutat de curând despre el, este legat de personajele în vârstă. Știți că am făcut un clip cu personaje în vârstă și mi-a amintit o fată în comentarii și îți mulțumesc tare mult că am uitat să pun pe listă bătrânul care citea romane de dragoste. Am uitat, deși am citit-o de curând, dar am uitat să o pun pe listă și mă oftic atât de tare pentru că avea cuvântul bătrân în titlu. Dar pentru că este în biblioteca nouă de pe hol și nu am avut-o în față, am uitat. Nu m-am uitat pe liste, pur și simplu am tras așa un ochi în bibliotecă aici. Aveam deja în minte câteva personaje. Dar voi adăuga acum și cartea aceea pe lista noastră. Iubesc personajele în vârstă. Așa cum am spus și atunci, aduc un oarecare nivel de înțelepciune sau sunt altfel, nu știu, parcă nu sunt la fel de superficiale în, așa cum suntem noi câteodată când suntem tineri, ne preocupăm pentru lucruri stupide. Așa cum am spus și atunci, mi se pare că sunt super interesante și super amuzante. Apropo de cărți amuzante, următorul punct de pe lista mea chiar era cărți cu umor. Nu trebuie să fie neapărat cărți axate pe comedie, însă cred că în orice situație putem să găsim și o parte comică și ador când autorul sau autoarea dintr-o dată găsesc așa o glumă care se potrivească și care să te facă să râzi cu voce tare, indiferent de locul în care citești. Pentru că mie mi s-a întâmplat să râd în metrou, bineînțeles că nu m-am putut abține, bineînțeles că toată lumea se uita dubios la mine, dar asta e partea a doua. Și atunci când reușim să ne destindem puțin, măcar, nu știu, 2-3 replici care să reușească să facă treaba asta. E greu să stai tot timpul așa cu inima strânsă, cu inima cât un purice și să te destinzi de-abia când închizi cartea și, mă rog, la eventual la vreo 2 ore după ce ai terminat de citit. Îmi plac momentele astea, pentru că am observat că uneori simt nevoia să las cartea jos în unele situații. O să discutăm și despre chestiile astea atunci când voi deschide noua mea rubrică foarte curând, stați cu ochii pe canal, în care vom discuta, așa cum am spus, despre anumite perspective, despre aceste situații prin care trecem noi ca cititori. Și când este totul extraordinar de apăsător, simt nevoia să las cartea jos și să fac altceva. Deși eu aș vrea să mai citesc, dar nu mă mai ține sufletul, ca să spun așa.
Următoarea situație de pe lista mea este una pe care am întâlnit-o destul de rar, dar pe care o ador, se pare, chiar acum trec prin situația asta, cartea pe care o citesc, Drame de bogați. Adică atunci când avem personaje foarte bogate și cumva suntem și noi introduși pe acolo, deși destul de distant pot să înțeleg treaba asta, nu mi-ar plăcea să citesc doar despre bogați. Nu, vreau să citesc despre bogați în contextul în care personajul principal nu este la fel de bogat. Și există această diferență și acest paradox între stilurile de viață, între gândirea lor și tot așa. Dar o să vă dau un exemplu când o să vorbesc despre cartea pe care o citesc acum, pentru că este un exemplu foarte bun și chiar îmi place la nebunie să văd acest stil de viață luxos, să văd cum gândesc, repet, ador. Știu că sunt plictisitoare, știu chestia asta, recunosc, îmi asum, însă ador cărțile care au un singur plan narrativ și în care acțiunea se petrece într-o singură perioadă de timp. Adică, nu avem 50 de milioane de personaje și trebuie să învățăm despre perspectivele tuturor și să ne gândim la sentimentele tuturor, pentru că, să fiu sinceră, chestia asta câteodată mă obosește. Așa că ador să avem un personaj sau o situație și lucrurile se petreacă în prezent fără să aduc aminte când s-a întâmplat, ce s-a întâmplat în anii 80, ce s-a întâmplat în anii 90. Îmi plac cărțile de genul acesta cu siguranță și sunt foarte interesante, dar de cele mai multe ori prefer să am un singur plan narrativ, să ne concentrăm, să începem în ziua X și să terminăm în ziua Y în viitor. Mult mai ușor pentru mine, chiar uneori obosesc să aflu atâtea perspective și atâtea personaje și să-mi amintesc și să trecem după aia la o chestie care s-a întâmplat în trecut și fiecare să aibă câte un trecut. Așa că ador aceste cărți, să spunem așa, care merg pe un făgaș simplu. iubesc următoarea situație atunci când aflăm de la începutul cărții cine este criminalul. Stephen King a fost pentru mine unul dintre autorii care m-au introdus cu unei asemenea situații. Nu știu dacă am mai găsit un astfel de autor până atunci, de atunci încoace sigur că am mai descoperit, dar a fost foarte, foarte mișto, pentru că atunci când am citit seria Bill Hages și când am știut de la început în Mr. Mercedes cine este criminalul, pentru că aveam acces la gândurile lui, oh, da, deci asta a fost atât de mind-blowing pentru mine, mi-a plăcut la nebunie, pentru că ne-am concentrat, așa cum am spus și atunci, pe partea asta psihologică și să aflăm de ce s-a ajuns unde s-a ajuns și cum se va termina. Și îmi place că punctul culminant nu este aflarea criminalului în acest caz, ci dacă va fi prins, ce se va întâmpla, când va fi prins și cum va fi prins, și ne concentrăm foarte mult și pe viața lui, în totală contradicție cu ce am spus mai devreme, că îmi place un singur punct de vedere. E ok. Sunt situații și situații. În situația asta îmi place mult de tot să aflăm și perspectiva criminalului. Apropo de final, trecem mai departe la următorul punct. Iubesc finalurile închise atunci când autorul hotărăște în fața noastră și ne spune și scrie negru pe alb ce a hotărât autorul pentru personaje. Nu vreau să fiu eu cea care ia aceste decizii. N-o să cunosc eu niciodată la fel de bine acele personaje precum autorul. El știe cel mai bine ce trebuie făcut în cazul lor și îmi place atunci când totul se lămurește, când ne spune va face aia, va fa făcut aia, la la la. Eventual există un capitol în care ne vorbește despre personajul respectiv peste o perioadă, peste un an, peste 10 ani. Nu vreau să iau eu decizia asta pentru acele personaje și îmi place atunci când autorul o face pentru mine, pentru că el a scris cartea, este normal cumva
să hotărască el. Asta este doar punctul meu de vedere. Știu că multora dintre voi le plac finalurile deschise. Eu nu vreau să iau această decizie. Vreau pur și simplu să mi se dea mură în gură deznodământul și ce se va întâmpla cu acel personaj. Ador, ador cărțile care au personaje ciudate. Am făcut un clip special dedicat personajelor ciudate, o să-l las în descriere, bineînțeles. Așa cum am spus, cazul stereotipurilor pe care nu le plac prea tare, vreau să am personaje diverse. Nu mai vreau aceleași tipuri, aceleași personalități cu același fizic și tot așa. Vreau să fie din ce în ce mai divers. Vreau să aflu mult mai multe perspective, îmi plac personajele ciudate pentru că îmi plac oamenii ciudați și eu de cele mai multe ori mă consider destul de ciudată. Așa că normal că vreau să am acces la multe perspective și să fie totul diferit și destul de deschis, să fim deschiși la minte, să descoperim și viețile altor oameni. Și ultimul stereotip de pe lista mea de astăzi este acela al cărților care au un final neașteptat, dar care are logică. Îmi plac foarte mult aceste plot twist-uri, dar care au logică și care nu vin așa de nicăieri doar ca să te șocheze, ci care își au fundația pe întreaga acțiune a cărții. Îmi place la nebunie chestia asta atunci când îmi dă așa o palmă peste față autorul sau autoarea pentru că mă lasă cu gura căscată, când se întâmplă lucruri super neașteptate care vin așa și te uimesc și îți fac pielea de găină și spui wow, nu mă așteptam la asta, cum de nu mi-am dat seama, wow, wow, wow și cât de bine se integrează cu tot ce s-a întâmplat până acum. Ador chestia asta, unul dintre motivele pentru care iubim thrillerele este fix finalul neașteptat, dar atunci când există un plot twist, dar care are logică, chestia asta ador la nebunie. Dragilor, acesta a fost clipul meu de astăzi. Ca de obicei, aștept cu mare, mare nerăbdare și ideile voastre în comentarii. Ador să le citesc, mi-a plăcut la nebunie să le citesc și în clipul celălalt. Așa că împărtășiți și voi cu toată comunitatea, dacă aveți chef, dacă aveți timp, dacă vreți, care sunt acele situații pe care le adorați în cărți. Vă mulțumesc super, super mult pentru atenție. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și dacă v-a plăcut că am stat cu pixul ăsta în mână tot clipul firar să fie. Abonați-vă dacă sunteți noi. Bine ați venit! Dacă sunteți cu mine deja de ceva vreme, vă mulțumesc mult de tot, vă pup. Susținerea voastră este foarte importantă pentru mine. Să aveți o zi super, super bună. Ne vedem data viitoare. Pupi, pa!